Bună seara, prietenii, bună seara, dușman, Costin Mihai, sunt eu de la Sport Impact și Jurnal de Dâmbovița. Ne revenim la o ediție emisiunii Sport Show aici pe Columna TV. Îmi cer scuze pentru întârziere, sunt probleme tehnice. Am încercat ca această emisiune să o realizăm în format videocall. Din păcate nu reușim, semnalul nu este bun, motiv pentru care voi încerca să dialoghez pe rând cu invitații pe care i-am anunțat astăzi pe peretele de Facebook. Să sperăm că acolo nu vor fi probleme. Am evitat invitații în platou sau invitat în platou, ținând cont de ultimele evenimente. Așa cum am titrat, Chindia Târgoviște lovită de coronavirus. Astăzi am parcurs un anunț pe pagina oficială de Facebook a clubului, în care eram înștiințați de faptul că două persoane au fost depistate pozitiv la COVID-19 din investigațiile noastre și suntem primii care am oferit informația. Este o exclusivitate, este o premieră, așa cum v-am obișnuit. Vorbim despre portarul Marian Aioani și despre fundașul Laurențiu Corbu. Așadar, Aioani și Corbu sunt pozitiv la noul coronavirus, motiv pentru care lucrurile s-au blocat puțin la Chindia Târgoviște. Avem încă o dată informații în exclusivitate. Am dialogat cu persoanele abilitate până în urmă cu puțin timp. Sunt foarte multe și sper să le prind pe toate în această ediție a emisiunii Sport Show. Să spunem că cei doi ar fi căpătat acest virus după un weekend petrecut la mare, pe litoral. Acestea ar fi presupunerile. La testul făcut ieri, Aioani și Corbu au fost depistați pozitiv, sunt asimptomatici, inițial au fost izolați la domiciliu, la camera de hotel, însă din informațiile noastre de ultimă oră au fost transferați și acolo, întrucât nu pot să rămână într-o cameră de hotel, mai ales că au coronavirus, și au fost transferați către unitate spitalicească, nu în Târgoviște, întrucât toate locurile sunt ocupate la unitățile din Târgoviște, și au fost transferați la Spitalul Orășenesc din Găiești. În acest moment, așadar, două cazuri de coronavirus la Târgoviște, la Chindia Târgoviște, dar cei de la DSP vor continua investigațiile și mizează pe sinceritatea oficialilor clubului Chindia, celor implicați, să poată indica, să poată cataloga dacă ai lor coechipier sau ceilalți din staff pot fi trecuți în dreptul contactilor direcți. Știm foarte bine că Chindia ar trebui să joace duminică la ea, s-a modificat puțin protocolul. Federația Română de Fotbal, prin comitetul de urgență, transmite că se poate pierde meciul cu 3-0, în schimb decizia nu este la federație, decizia este la Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, cea care poate acorda undă verde sau nu pentru disputarea meciului de la Iași. Se poate juca la Iași în condițiile în care Chindia are 13 jucători negativi, minimum 13 jucători negativi și obligatoriu un portar la dispoziție. Din informațiile mele ar fi cam 16 jucători cu toții în acest moment, doar că unii nu sunt semnați. Alții mai acuză și probleme medicale, adică este undeva la limite. Este o premieră și la nivel național, dacă în sezonul recent încheiat, în condițiile în care apărea un caz, echipele erau carantinate într-un cantonament până în momentul în care se reluau testările și se dovedeau că sunt negativi, adică trecea ceva vreme, meciurile erau amânate. De data aceasta vom vedea în ce condiții poate să se desfășoare meciul din Copou de duminică de la ora 16, dacă se va desfășura. Încă o informație, dacă acesta este adevărul și sunt doar două cazuri izolate, spunem noi, la Chindia Târgoviște, poate că s-ar putea juca meciul. În condițiile în care va mai apărea un caz, un singur caz la Chindia Târgoviște, atunci va fi declarat focar, va fi un alt grad de anchetă și din acel moment lucrurile devin tot mai dificile, tot mai delicate. Însă,
Dincolo de toate, noi transmitem sănătate jucătorilor pozitivați, Recte Mariana Ioane și Laurențiu Corbu. Ne dorim să nu mai apară și alte cazuri la Chindia Târgoviște. Până la urmă, e bine că nu s-a întâmplat în Baraj. Suntem în Liga 1, trebuie să gestionăm cu inteligență și acest, trebuie să gestioneze cu inteligență și acest moment. Nu e ușor, nu e simplu, însă Chindia nu este nici primul, nici ultimul club care se lovește de acest caz al coronavirusului, dar s-au schimbat puțin regulile și tocmai de aceea este nevoie acum de maturitate în decizii. Vom dialoga în prima parte a emisiunii cu Augustin Voinea, fost jucător al Chindiei Târgoviște, antrenorul, mă scuzați, nu am avut timp nici să-mi iau un pahar cu apă, antrenorul care a evoluat cu Roberto Zidurin barajul de turneul de promovare la Liga a treia. Din păcate s-a ratat acolo prezența. Salut, Gusti! Bună seara noastră și telespectatorilor noastre. În partea a doua a emisiunii vom dialoga telefonic cu domnul Cătălin Mișu, unul dintre finanțatorii Chindiei Târgoviște din ediția de anul trecut, din 2019. Gusti, în primul rând, cum ai comentat-o această veste de ultimă oră, veste tristă, îngrijorătoare chiar, anume că iată, noul coronavirus lovește și Chindia Târgoviște. Doi dintre jucători, Mariana Ioane și Laurențiu Corbu, au fost depistați pozitiv. Da, ce să spun eu, este o veste proastă și nedorită de nimeni din cadrul clubului sau dintre suporterii Chindiei, dar din păcate s-a întâmplat. Ce pot să spun decât să le dorim sănătate multe jucătorilor și să sperăm că niciun alt jucător sau alt oficial din cadrul clubului nu mai este diagnosticat cu acest virus pentru a continua competiția. Aș vrea să transmit telespectatorilor că eu nu cred în nicio scenarită. Pur și simplu, acești băieți au fost depistați pozitiv. Nu este niciun joc necurat, astfel încât Chindia Târgoviște să nu evolueze în partida de duminică de la Iași, deoarece sau întrucât are mari probleme de lot și la nivelul transferurilor. Nici măcar Daniel Cele a venit de la Sfântul Gheorghe, nu a mai rămas la Chindia, el s-a transferat prin Liga a doua poloneză pe la Uci. Sunt probleme de rol la Chindie, iată, sunt probleme și de altă natură, dar aș vrea să informez opinia publică de veridicitatea acestor informații și de buna credință, până la urmă, a celor de la Chindia Târgoviște, întrucât nu se joacă nimeni cu astfel de lucruri. Bănuiesc că ești de aceeași părere cu mine, Gusti. 100% în aceeași părere cu noastră. Aceste lucruri nu sunt de glumit cu ele și, din păcate, le avem zi de zi lângă noi. Cunosc persoane, personal cunosc persoane care s-au infectat cu acest virus și nu cred într-o scenarită așa cum a spus noastră. Nu, este exclus din partea. Cum anticipezi tu deznodământul acestor evenimente de la Chindia? Crezi că se va juca totuși meciurile duminică de la Iași? Nu pot să mă pronunț, nu sunt în cadrul clubului, nu știu, sincer, în ultima perioadă, ultimele 2 zile, n-am citit noul protocol care s-a relatat în presă, deci nu pot să mă pronunț. Chiar nu știu ce se va întâmpla în continuare. O ultimă întrebare legată de Chindia Târgoviște, cel puțin în această primă parte a emisiunii. De ce crezi tu că nu se realizează transferul sau ce se întâmplă la Chindia Târgoviște încât a apărut acest impas și nu sunt jucători? E posibil sau chiar și așa și cu aceste două cazuri Chindia probabil că nu ar fi putut să acopere raportul de arbitraj cu 18 jucători pentru meciul de duminică, ceea ce pentru Liga 1 e îngrijorător. Așa este îngrijorător, dar problema s-a pus datorită faptului că campionatul s-a extins foarte mult, s-au amânat etape peste etape, contractele jucătorilor au ajuns la final, s-au reprelungit cu o lună, două, a fost o nebunie pe final de sezon acum în Liga 1 și probabil asta a ajuns și la această cauză, dar nu a mai avea jucători sub contract și timpul a fost foarte scurt pentru a aduce alții în loc.
Dar bănuiesc că deja în club se lucrează pe problema asta și se caută jucători, pentru că fiind o echipă de Liga 1, organizarea trebuie să fie impecabilă. Și bănuiesc că nimeni nu stă în fața televizorului acum și se dau telefoane, se caută jucători în momentul ăsta. Eu cred că situația se va rezolva. Aș vrea să transmit că în acest moment jucătorii sunt izolați la domiciliu, au fost întrerupte activitățile până la noi directive din partea DSP Dâmbovița, nu mai riscă nimeni și se așteaptă decizii, se va întruni o comisie a Direcției Sănătate Publică Dâmbovița, am înțeles că mâine vor continua și investigațiile la nivelul clubului, astfel încât să se ia o decizie în direcția disputării meciului de duminică. Dar aia și este o premieră și în fotbalul românesc. Până acum nu s-a întâlnit un asemenea caz pe noul regulament. În mod normal, dacă formația târgoveșteană dispune de 13 jucători negativi și obligatoriu de un portar și apare o decizie de joc din partea DSP, Federația programează meciul și se va juca în condiții speciale, adevărat. Am înțeles că ar vrea să joace cei de la Chindia, inclusiv președintele Ghergul. Am văzut printr-o declarație pe GSP că agrează această variantă, dar dacă, Doamne ferește, mai sunt și alți pozitivați la Chindia, dacă, Doamne ferește, s-a strecurat cineva, e un test greșit și ajungem la un nou pozitiv, se joacă meciul, acolo vor fi contacti direct și se poate ajunge la lucruri mult mai grave. Gusti, ce mai faci? Ce să fac? Încerc să revin după ultima perioadă cu barajul, a fost o dezamăgire foarte mare pentru mine și acum încerc să revin, să reiau viața de zi cu zi, pentru că am fost un pic mai mult stresat, pentru că noi am organizat totul ca la carte la barajul ăsta și aveam așteptări mai mari. Am parcurs decizia ta anunțată pe pagina de Facebook, ai ales să renunți la poziția de antrenor în cadrul clubului Roberto Zidu, antrenor principal după ratarea promovării în Liga 3-a. Am transmis și eu aici niște reacții, este un gest de onoare, este un gest de bărbăție, nu știu dacă sau câtă vină ai tu acolo, dar ți-ai asumat ratarea unui obiectiv în condițiile, chiar și în condiții speciale. Așteptam asemenea gesturi de onoare și din partea altor oficiali, la nivel mult mai important în sportul dâmbovițean, chiar în fotbalul dâmbovițean, după ratări clare ale obiectivelor asumate. Până la urmă ai plecat de la Ziduri, nu? Da, așa este. Am citit și eu articolul nostru, țin să vă mulțumesc pentru acest articol, dar eu n-am făcut-o pentru presă, pur și simplu așa am considerat și nu vreau să intru polemic cu alte persoane care poate meritau să-și dea demisia și nu și n-au făcut-o. Sincer, așa am considerat, am plecat la un drum frumos și greu, dar știam ce ne așteaptă, am plecat de la zero, nici măcar CIS n-am avut când am ajuns la echipa aceasta și da, dezamăgirea a fost mare în final pentru că aveam așteptări mai mari. Așa am decis și continui să cred că a trebuit să las locul altuia care poate face mult mai mult decât am făcut eu. De aceea l-am propus pe Edi Prinsăcaru, un antrenor tânăr care vine din spate, un antrenor cu licența A, un antrenor în care eu am încredere, i-am lăsat un lot bun, o echipă bună, dar care la baraj, nu știu, s-a întâmplat ceva care eu nici acum nu reușesc să-mi dau seama, dar eu în continuare am încredere în această echipă că poate face lucruri frumoase chiar și în Liga 3-a dacă vor continua în Liga 3-a. Haideți să spunem că a fost un turneu la Râmnicu Vâlcea în care au fost implicate trei echipe. Voi ați câștigat primul meci cu Unirea Tricolor de Bulen, reprezentanta județului Dolj, apoi ați pierdut 3-0 cu Voința Budeasa de la Argeș, o echipă bună, puternică, o echipă care, din ce ai spus tu, v-a bătut într-un mod corect, adică a fost superioară în meciul direct, numai că în momentul în care s-a făcut acea departajare pentru
promovarea de pe locul 2, nu s-au mai ales, mă scuzați, nu s-a mai ales punctajul, nu s-a mai ales nici golaverajul, s-a mers pe criteriul fair play. Iar la criteriul fair play, voi ați fost dezavantajați de eliminarea lui Alin Ștefan din minutul 89 la ultima partidă. Asta iarăși este o decizie bulversantă a Federației Române de Fotbal, în opinia mea, halucinantă. Nu poți să promovezi sau să decizi soarta unor echipe pe astfel de criterii. Însă era un regulament. Voi a știut despre el, Gusti? A știut despre aceste Sincer, puncte despre de acest regulament? criteriu n-am știut de ce să mint, n-am știut de acest criteriu, dar am mai făcut declarații în presă și mă repet, chiar dacă știam de acest criteriu, eu nu puteam să le cer jucătorilor să se plimbe pe teren la ultimul meci, să nu bage piciorul la minge, fiind un meci cu mize, de un meci de noi având 3 puncte, echipa adversă 3 puncte. Cine câștiga termina pe primul loc și promova automat. Deci chiar dacă știam de acest criteriu, nu puteam să le zic să plimbe pe teren, indiferent de scor, să pierdem, nu știu, astronomic, 20-0, să presupunem, și că noi suntem promovați. Pentru că nici nu mă credeau și nici eu nu credeam. Nu credeam că în România, în anul 2020, criteriul ăsta primează îndauna golaverajul, adică competiții sportive și a dreptului câștigat pe teren. Deci nu-mi venea să cred. Nici acum nu cred că se poate întâmpla așa ceva. Să explicăm mai bine situația. S-a întâmplat să promoveze echipe care nu au câștigat pe teren niciun meci, în dauna voastră, care ați avut totuși o victorie cu 4-0 la debutul în turneu. Așa este. Dau un singur exemplu. Ciulnița din minibarajul cu CSEA a pierdut primul meci 6-0, al doilea l-a câștigat la Masa Verde. Normal să nu ai niciun cartonaș din moment ce câștigi la Masa Verde. Deci n-ai niciun punct pe teren câștigat. Eu am 3 puncte. Eu, Roberto Zidur, are 3 puncte câștigate 4-0 pe teren, golaveraj 4-3 și totuși ei sunt înaintea noastră în Liga a 3-a datorită faptului că n-au luat cartonașe galbene, adică strigător la cer, nu știu. V-am zis încă o dată, nu știu cine a putut face aceste regulamente sau dacă ei au crezut că se poate ajunge aici, în situația asta, de a departaja două echipe din cauza cartonașelor. Unii au jucat 2 meciuri pe teren, unii n-au jucat niciun meci și sunt în Liga a 3-a. Adică, nu știu, e absurd. Și totuși e posibil că echipa din Ziduri să fie acceptată în Liga a 3-a după ce Federația Română de Fotbal a hotărât, a mers către un sistem cu 100 de echipe la Liga a 3-a, în opinia mea foarte multe, împărțite în serii de câte 10 și aici cu o departajare complicată, unii agrează, Da, din acest ce am sistem a vorbit cu ținut. patronul, finanțatorul echipei, pentru că am rămas în relații foarte bune, care le respect foarte mult și mulțumesc pentru șansa care mi-a acordat să antrenez această echipă. Rămân alături de el, în continuare și de băieți, cu sufletul și dacă la nevoie, orice ajutor care l-aș putea acorda, îl voi da cu cea mai mare plăcere. Din ce am vorbit cu dânsul, va juca și va dori să joace la Liga a 3-a, numai dacă va aplica protocol medical cu acele teste făcute din 2 în 2 săptămâni, pentru că e un efort financiar foarte mare pe care nu știu câte echipe din cele 100 îl vor face sau îl vor putea face, pentru că bugetele știți cum sunt destul de mici, mai ales după pandemia asta va fi foarte greu pentru multe echipe. Da, dar vezi, aici este o discuție mai amplă cu acest protocol medical. De ce spun asta? Adevărat, sunt foarte scumpe aceste teste și nu își permit multe din echipe. Nici măcar Roberto Zidu nu își permite, Robert. Probabil nici Pucioasă, nici Noi cu flacăra la da, ureche. clar nu ne permite. De ce spun acest lucru cu rostul acestor protocoale medicale? Dovadă că înaintea partidei de la Mioveni, săptămâna trecută, jucătorii de la Chindia erau negativi. Au putut susține acele meciuri, au rămas în Liga 1. Peste o săptămână, după câteva zile, iată că avem cazuri pozitive la Chindia Târgoviște. Și dacă nu ar apărea aceste testări periodice, probabil că riscurile de infestare sunt foarte mari. Tocmai de aceea spun, decizia este una delicată. Adică federația încearcă să se acopere. Eu nu spun, dar nu știu dacă sunt cluburi la nivel totuși mic de Liga 3 care să-și permită să susțină asemenea cheltuieli. Da, v-am zis, este foarte greu. Foarte greu de jucat în condițiile astea, mai ales la Liga 3-a. Și mai ales
la Roberto Zidur, pentru că noi nu suntem susținuți de primării sau de consilii locale, banii vin exclusiv din partea finanțatorului, banii săi personali. Și va fi foarte greu. În condițiile în care nu se va juca la Liga 3, bănuiesc că se va continua în Liga 4, nu? Da, 100%. Am avut o discuție, v-am zis, cu finanțatorul și dânsul a zis că își dorește să joace în Liga 3 dacă pică acest protocol. Dacă nu, vom continua la Liga, echipa va continua la Liga 4, ne vom întări, vom mai aduce jucători și până la urmă vom promova în Liga 3. Asta e dorința dânsului. În această perioadă de după baraj, ai fost contactat, au apărut oferte din punct de vedere sportiv? Nu, sincer nu. N-am avut nicio discuție cu nimeni și nici n-aș vedea. Din moment ce eu am renunțat și n-am renunțat din ambiție sau din alte motive. Pur și simplu nu mi-am îndeplinit obiectivul. Serviciul, dacă eram promovat în Liga 3, nu mai permitea să antrenez această echipă, pentru că dacă la Liga 4 făceam un antrenament săptămânal și jocul, la Liga 3 deja treci spre profesionism și minim, cred că 4 antrenamente ți-ar trebui să faci față în Liga 3 și mi-era foarte greu. N-am vorbit cu nimeni, nu m-a contactat nimeni, n-am vorbit cu nimeni. Oricum, ai petrecut o perioadă frumoasă, ai reușit cea mai importantă performanță, cel mai bun rezultat din istoria clubului din Ziduri, club care în premieră a mers la un baraj de Liga 3, club care în premieră a câștigat un meci de baraj, nu a mai câștigat o echipă de Bobițene de ceva ani, club care în premieră poate evolua în Liga 3, una peste alta, chiar dacă tu ai plecat de la Ziduri, ai plecat cu fruntea sus, ai plecat pe ușa din față și ai plecat pentru că ai vrut unul, pentru că te-au dat alții afară. Da, nu m-a dat nimeni afară, așa v-am zis, așa am considerat eu. Din contră, patronul m-a susținut și m-a vrut alături de dânsul în continuare. Și între noi s-a legat o relație de prietenie, am un respect foarte mare față de dânsul și îl voi ajuta ori de câte ori îmi va cere ajutorul. Să știți că, în ciuda faptului că suntem o echipă mică, Roberto Ziduri, într-un sat, totul am încercat să facem totul profesionist, adică începând la CIS, am reorganizat totul la această echipă, pentru că erau dezorganizați și era normal, așa sunt cam toate echipele la Liga 4. Ușor, ușor ați văzut că am adus și jucători buni pentru această ligă, am făcut CIS-ul, am dorit de la început să mergem, să fim echipa care termină pe primul loc și să ajungă la baraj. Am făcut, patronul a făcut eforturi financiare considerabile ca să ajungem acolo. Mă refer la salariile jucătorilor prime, testele care le-am făcut înainte de baraj. Am plecat cu o zi, am cerut să plecăm cu o zi înainte ca să fim odihniți, să stăm la hotel, să mâncăm la restaurant, să facem un antrenament seara. Totul ne-a fost asigurat. Deci nimic din ce am cerut n-a fost asigurat și tocmai de-aia dezamăgirea a fost foarte mare, a mea, personal. N-am putut să-l răsplătim așa cum îmi doream și poate cum își doreau și jucătorii. Gusti, eu îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat acest dialog. Din păcate nu s-a putut realiza prin video call, a fost transmisiune telefonică și ține legătura. Mult succes ai! Da, mulțumesc, emisiune frumoasă și multă sănătate tuturor! Doamne ajută! Așadar a fost Augustin Voina, a fost jucător la Chindia Târgoviște, antrenorul celor de la Roberto Zidul din barajul sau turneul de promovare în Liga a treia. Vom reveni în partea a doua a emisiunii, vom încerca să-l contactăm telefonic pe Cătălin Mișu. Așa cum a titrat, Chindia a fost lovită de coronavirus, Mariana Ioane și Laurențiu Corbu depistați pozitiv cu COVID-19. A fost transferat către Spitalul Orășenesc din Gheorghe Spital Suport. Avem informații în exclusivitate pe care le vom prezenta și pe parcursul acestei serii și zilele următoare, inclusiv pe Sport Impact și Jurnalul de Dâmbovița. Așadar, publicitate și revenim. Să
Societatea comercială Vădan Târgoviște, cu 25 de ani de experiență, oferă totul pentru casa ta. La noi găsiți mobilier modern, adaptat cerințelor dumneavoastră, executat la comandă, canapele, colțare și fotolii cu design modern, țesături Sofia, o colecție nouă ce se remarcă prin vitalitate și eleganță. Oferim consultanță gratuită în alegerea designului, transport și montaj gratuit, vânzare în rate. Vă așteptăm în showroom-ul din Târgoviște, de pe strada Gimnaziului numărul 18, de luni până joi, între orele 8 și 16.30 și sâmbătă între orele 8 și 12. Restaurant Casa Gurmandului, de tip autoservire cu bucătărie românească, vă așteaptă cu meniul zilei la numai 13 lei și meniul gurmandului, mănânci cât poți. Un concept culinar rar întâlnit, mult, bun și ieftin, dedicat celor cărora le place să mănânce diversificat. Dacă nu ai timp să treci pe la ei, vin ei la tine acasă cu meniul zilei în cel mai scurt timp. Restaurant Casa Gurmandului vă stă la dispoziție și pentru organizarea evenimentelor, precum nunți, botezuri, majorate și alte petreceri private, cu un meniu bine ales și la super prețuri. Salonul Avenue D din Târgoviște oferă cele mai noi și revoluționare tratamente de remodelare corporală și rejuvenare facială. Rezultatele apar chiar de la primele ședințe. Salonul are personal specializat în aplicarea noilor tratamente și aparatură de top certificată internațional, precum aparatul depilare definitivă cu laser Depilite Pro, capsulă spa, sculptor spa, radiofrecvență premium și crioradiofrecvență pentru eliminarea celulitei, aparat Regenix, cel mai puternic aparat non-invaziv de lifting a feței și reconturare facială, aparat radiofrecvență premium pentru reducerea bărbiei duble și a grăsimii localizată în partea inferioară a feței. Avenue D oferă și servicii excelente de manicură-pedicură. Programați-vă chiar acum la numărul de telefon 0760-263-282. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Deiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine. Pentru zilele toride de vară, piscina restaurantului este cadrul perfect pentru a petrece o după-amiază cu prietenii sau pentru petreceri în aer liber. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, piscine, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Come prima, più di prima, t'amerò. La mia vita ti darò, sembra un sogno rivederti, accarezzarti, t'amerò. Uzina mecanică Mija S.A. este o unitate de mari dimensiuni, înființată în anul 1938. Un punct forte al societății este acela că reușește să utilizeze capacitățile de producție speciale și pentru produsele cu caracter civil. Uzina Mija produce și comercializează mini-tractoare MT-12DM pe roți, destinate să execute diverse lucrări agricole și de transport ușoare, împreună cu utilajele proprii, și motopompa M-1000, destinată să execute diverse lucrări, ca de exemplu irigații, existând posibilitatea de a fi folosită cu succes și în cazul inundațiilor. Vinerea e zi de friptură. Nu, nu! Nu azi! Dacă cineva pune pe altcineva la diet, aștept și 2 săptămâni pentru o zi de vineri. La tine acasă cum e? Până ne spui, noi avem deja totul pregătit cu tigaie Schmitter la 19,90 lei. Carrefour.
Am revenit în direct la Sport Show într-o ediție virusată de multe lucruri. Din păcate nu reușim să-l contactăm telefonic, să avem contact telefonic în acest moment cu celălalt invitat, Cătălin Mișu. Până când ai mei colegi vor încerca să-l preia, aș vrea să atrag atenția asupra unui alt subiect, o ordonanță care cutremură sportul profesionist pe banii publici. Asta înseamnă că din acest moment CSM și Chindia Târgoviște sunt nevoite să atragă surse private de finanțare, adică să-și găsească sponsor, motiv pentru care, sau tocmai de aceea, doresc să discut puțin cu domnul Cătălin Mișu. Este om de afaceri local, domnule, a fost implicat financiar la Chindia Târgoviște în anii 2018-2019, pe când echipa era la nivelul ligii a doua. Vorbim despre ordonanța de urgență a Guvernului numărul 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul în curs, intrată în vigoare pe 17 aprilie și consolidată pe parcurs. O ordonanță care provoacă multe frisoane, în special pe articolul 6, introdus acest punct în data de 11 iulie anul curent, s-au introdus noi alineate și, cel mai important, mă opresc la alineatul 18, un alineat care poate arunca în haos multe structuri sportive abonate la bani publici, inclusiv la nivel local și nu doar la Târgoviște. Iată ce spune acest alineat. Valoarea totală a finanțelor acordate potrivit prevederilor pentru întregul an bugetar 2020 nu poate depăși 3% din suma, reprezentând cotele defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului local al unității administrativ-teritoriale respective. Din acest punct, fiecare își face propriile calcule, unitatea teritorială administrativă, respectiv structură sportivă. Să nu vă surprinde dacă în anumite cazuri a fost depășit acest prag legal de 3%. Din informațiile mele, banii nu se restituie, doar că nu se mai pot aloca noi cote. Așa cum am spus, sunt afectate principal cluburile mari consumatoare de bani publici, iar pe plan local cele mai grave probleme le poate avea CSM Târgoviște, dar și Chindia Târgoviște. CSM Târgoviște, de ce spun asta? Pentru că depinde în totalitate de bugetul Consiliului, alocat de Consiliul Local Municipal și CSM Târgoviște pentru că este generează eforturi financiare uriașe, în special la nivelul echipei de volei, unde se plătesc salarii foarte mari. CSM Târgoviște a raportat anul trecut cheltuieli de 85 de miliarde de lei vechi, 1.500.000 de lei, iar o analiză amplă va demonstra pe parcurs, atât pe Sporting Pac cât și pe Jurnal de Dâmbovița, că sunt probleme serioase. Adică este posibil ca CSM Târgoviște să nu se mai poată, să nu mai poată activa la același nivel dacă nu va reuși să atragă surse private de finanțare. Sunt hotărâri întărite și de alte alineate, hotărâri care vor prevedea sub sancțiunea nulității calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității finanțate din fonduri publice, adică această activitate va fi monitorizată de Curtea de Conturi. La aliniatul 16, autoritățile deliberative ale administrației locale vor preciza, alături de valoarea totală a sumei acordate, destinația acestea de falcarea pe capitolul de cheltuieli, precum și modalitatea și termenele de contare. Mergând și către Chindia Târgoviște, aici lucrurile sunt, să spunem, un pic mai generoase, în sensul că vorbim despre o dublă finanțare, Consiliul Local, Consiliul Județean, din bani publici. Aici se poate structura puțin Chindia, plus că la Chindia serioase sume vin către buget din drepturile de televizare, doar că ajustate anul acesta odată cu mărirea numărului de echipe de la Liga 1. Am mai parcurs o declarație foarte interesantă în Gazeta Sporturilor, cotidianul GSP, online GSP transmite că echipa târgovișteană Chindia a înregistrat în anul 2019 la nivelul Ligii 1 pierderi de
pierderi de 200 de mii de euro. Rămânând la Chindia Târgoviște, Emil Sandoi oricum a avut serioase probleme pe parcursul acestei săptămâni, având foarte puțini seniori, jucători seniori la dispoziție, și numim aici pe Martac, Pițian, Cornel, Dinu, Dumitrașcu, Neguț, Livi, Mihai Rață și Florea Celea a plecat în Polonia. Au mai fost Diaz, Negrea și Dinu Moldovan, jucători seniori. Berișa a revenit la echipă, dar este accidentat. Corbu este și el accidentat, acum este pozitivat. Cherchez proaspăt operat. Ar mai fi Andării, Aioan, Ioniță, Șerban, Barbu și Atanas. Adică sunt reale probleme de lot la Chindia Târgoviște, care s-a mișcat destul de anemic în această perioadă pe transferul Chindia, care a pierdut pe Iustin Popescu, Benga, Diallo, Bic, Piftor, Ivan Cișdan, Gubic și Ameogo, ultimul extracomunitar cu o situație specială în cazul său, taxele sunt foarte mari, aproape duble față de ceilalți. Probabil că se vor găsi soluții de a-l păstra pe Ameogo. Așadar, situație destul de complicată la Chindia Târgoviște, club care, din păcate, iată, este lovit de coronavirus. Avem și vești de la stadionul Eugen Popescu. De săptămâna viitoare lucrările vor fi reluate într-un ritm alert, mă scuzați. Europe Cules îmi transmite dacă au reușit să-l contacteze telefonic pe domnul Cătălin Mișu. În condițiile în care nu, îi rog să revină cu telefon la Augustin Voina, poate vom reuși să aflăm alte detalii și alte detalii dinspre Roberto Ziduri. La Liga 3 avem 3 echipe, vorbim despre Flacăra Moreni, FC Pucioasa care se transformă în CSS Târgoviște, acolo unde Nicu Creditoriu și Sică Bărdeși au preluat conducerea tehnică a echipei, și să sperăm că și Roberto Ziduri va activa în eșalonul 3, unde avem o noutate la nivelul băncii tehnice anunțată și de Gusti Voina, vorbim despre Edi Prisăcaru. La nivel de fotbal județean nu avem foarte multe informații, cât privesc echipele de basket și de volei, lucrurile sunt serios avariate. Întreabă cineva care este lotul în clipa de față la Chindia Târgoviște. Am spus care este lotul la Chindia Târgoviște. Singurul portar valid este Dinu Moldovan, Martac mai este în lot, ar mai fi Pițian, Cornel, Dinu, Dumitrașcu, Rață, Livi, Mihai, Florea, Negrea, mai sunt cei doi, Andări, Barbu și Șerban, plus Ioniță. Dacă mi-a scăpat vreunul, Neguț mai este la Chindia Târgoviște. Din ce am înțeles, ar mai fi 16 jucători. Sunt 16 jucători negativi, dar unii sunt accidentați, alții nu au semnat cu Chindia. Chindia are nevoie de 13 jucători pentru 13 jucători negativi pentru a putea evolua la Iași duminică, plus obligatoriu un portar, așa cum am transmis. Mariana, Ioane și Laurențiu Corbu sunt deja internați, sunt supraveghere medicală la Spitalul Orășenesc din Găiești. Oricum am ajuns aproape de finalul emisiunii, așteptam reacții și din partea lui Cătălin Mișu, dar au revenit. Bună seara! Bună seara! Gusti, am revenit la tine pentru că nu am reușit să-l preluăm telefonic pe domnul Cătălin Mișu și aș vrea să continuăm puțin discuțiile, dacă ești amabil. Da, cum să nu? Ce am mai plăcut? Da, Roberto Ziduri, vei continua, dacă ți se va propune, vei rămâne în structurile echipei din Ziduri? V-am spus și mai devreme, rămân alături de ei. Sufletește mai mult, dar nicio funcție oficială, nu mai am la nevoie, dacă vor cere ajutorul, cea mai mare plăcere. Gusti, care era prima voastră de promovare? Era o primă consistentă, nu aș vrea să o dezvălui suma, dar s-a apropiat la de cea care ați declarat-o noastră până în baraj. Și sunt sigur,
cum așa cum a declarat și domnul Dan Mihălăchiu, că la modul cum îl cunoaștem noi pe finanțator, sigur ar fi plusat și ar fi fost mult mai mare, dar din păcate n-a reușit să o luăm. La Liga 3-a, dacă Roberto Zidor va continua acolo, vom avea probabil o serie cu Flacăra Moreni și FC Pucioasa. Interesantă, foarte interesantă. Da, vă dați seama, va fi o serie frumoasă, cu meciuri tari, cum au fost în decursul anilor, mai multe echipe din Bovitene au fost în aceea serie, meciuri cu miză, cu încărcătură, cu ambiție, meciuri plăcute ochiului. Nu putem decât să ne bucurăm noi din Bovitenii că avem cât mai multe echipe în Liga 3. Haideți să mergem puțin către Chindia Târgoviște. Cum vezi tu noul sezon la Liga 1 pentru formația târgovișteană? Crezi că va fi mai dificil decât precedentul? Părerea mea, da, că va fi mult mai dificil. Având în vedere situația cu acest COVID, bănuiesc că resursele financiare vor fi din ce în ce mai greu de găsit. Sponsori, din păcate, nu au existat nici campionat trecut și nu prea văd să existe nici în următorul. Deci va fi din ce în ce mai greu. Drept dovadă că lotul este foarte subțire numeric în momentul de față. Bănuiesc că și cred că în tur va fi foarte, foarte greu. În retur, poate se vor mai regla. Va fi mai mult timp la dispoziție pentru căutarea jucătorilor, poate pentru căutarea sponsorilor, dar cel puțin în tur va fi foarte, foarte greu. Gusti, știi ce... Să sperăm că va fi bine. Știi la ce mă gândesc eu? Chindia are serioase probleme să strângă jucători pentru a alcătui un lot de 18, 20 maxim. Ce s-ar fi întâmplat în cazul unei retrogradări? Ce s-ar fi întâmplat în cazul, unei retrogradări? Cine ar mai fi rămas la echipa asta? Probabil aceiași cu care s-a plecat la drum acum câțiva ani, 4 ani, bănuiesc. Jucătorii din Moviteni, în mod special. Pentru că știți bine, când a fost bine, s-au adus jucători din alte părți. Când a fost rău, au rămas în Moviteni să tragă totul după ei și resursele financiare și banii mai mulți au fost câștigați de jucătorii care au venit din alte părți, nici de cum de Zimbovice. Dumneavoastră știți mai bine decât mine lucrul ăsta. Am văzut că și acum la grea au rămas fotbaliștii noștri. Nu a plecat niciun dâmbovițan de la echipă, fie că era, fie că nu era sub contract. Toți au dat dovadă de caracter, toți au dat dovadă de atașament față de culorile clubului și tot pe ei contăm, nucleul acesta. Fotbaliștii aduși, mercenarii au cam plecat. E normal jucătorul dâmbovitean să tragă, să joace cu sufletul pentru că este în acest județ și îi va fi rușine și este rușine dacă pierde să iasă pe stradă să-l vadă dâmbovitenilor. Pe când ceilalți din alte părți se urcă pur și simplu mașini și pleacă fără niciun regret. Crezi că ar trebui completări pe organigrama clubului Chindia? Sau schimbări acolo? Nu știu, nu pot să mă pronunț. Eu sunt cei care conduc destinele acestui club, sunt mai în măsură să vă dea aceste informații. Vă dați seama, cel care conduce trebuie să decide. Probabil vor fi și schimbări, nu știu. Normal, noi, Chindia, dacă nu venea acest virus și șansa care am avut-o în final, eram retrogradați. Deci cineva trebuie să-și asume acest eșec, practic, până la urmă. Că am fost salvați datorită șansei vitei în final, dar pur și simplu sportiv noi eram retrogradați. A fost doar impresia mea sau și tu ai văzut lucrurile în această direcție? Anume că transferurile operate sezonul trecut, cel puțin în iarnă, nu au fost cele mai inspirate, nu au oferit randamentul așteptat. Da, eu am spus asta. Având în vedere locul ocupat la sfârșitul turului, echipa trebuia întărită cu jucători valoroși, nu cu jucătorii la număr. Deci trebuia calitate, nu cantitate. Din păcate, transferurile care s-au făcut nu au ajutat echipa absolut deloc.
Și asta s-a văzut pe teren. În returi am jucat foarte, foarte slab și am fost una, de departe, una dintre cele mai slabe din acest sezon din Liga 1. Deci au fost niște transferuri nereușite. Poate conducerea a crezut în ei, au fost jucători buni, dar nu au demonstrat la noi, la Chindia. Viorel Moldovan sau Emil Sandoi, în opinia ta, care a fost varianta mai bună pentru Chindia în Liga 1? Doi antrenori buni, doi antrenori cu nume, foști fotbaliști, foști mari fotbaliști. Vă dați seama, n-aș putea să mă pronunț. Eu sunt din de la Liga 4, atunci și-au jucat la alt nivel, antrenează la alt nivel. Amândoi mi se pare antrenori buni pentru Chindia Târgoviște. Problema nu cred că a fost nici Moldovan, nici Sandoi. Problema a fost că nu am avut un lot care să ne permită să stăm liniștiți în Liga 1. Și e greu, indiferent cine ar fi fost antrenor, era foarte greu să scape echipa. Guste, nu am avut un loc care să ne permite să stăm în Liga 1. Acum nu-l avem nici măcar pe acela cel mai slab din Liga 1. Acum avem serioase probleme de lot și nu am văzut transferul. Nu am văzut transferul în această perioadă. În condiții în care toate celelalte echipe s-au mișcat. Da, probabil au o organizare mult mai bună decât noi. V-am zis cauza și cred că asta a fost principala cauză, datorită faptului că campionatul precedent s-a lungit, s-au amânat etape, s-a schimbat competiția din mers și s-a întârziat foarte mult. Jucătorii au ajuns la final de contract, unii și-au găsit contracte mai avantajoase și din păcate au plecat pentru noi, din păcate pentru noi, zic că unii dintre ei poate mai meritau să rămână aici la echipa asta. Am ajuns în situația, dar nu am un lot de 18 pentru prima etapă. E o scuză. E dureros. E o scuză care acceptată doar pe jumătate, pentru că și alte cluburi s-au lovit de aceeași situație, în schimb au gestionat mai atent episodul acesta al lotului. Guste, eu îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai acceptat să dialogăm astăzi. Încă o dată îți doresc mult succes. Cea mai plăcere, seară bună. Da, a fost o emisiune virusată, o emisiune cu reale probleme tehnice. Am încercat să evit invitat în studio, dar cred că nu am încotro și luni îmi asum din nou acest format. Da, m-a contactat și Cătălin Mișu, la fel și el avea niște probleme, dar iată, promite că va veni luni în direct la Sport Show, unul dintre finanțatorii Chindiei Târgoviște din sezonul trecut, om de afaceri local. Asta întrucât a apărut acea ordonanță de urgență care nu prea mai permite, în cel puțin pe acest an bugetar, finanțarea cluburilor sportive din partea unităților administrative teritoriale decât la un anumit procent, iar anumite structuri chiar au consumat acești bani. La final, repet, informația zilei, Chindia lovită de coronavirus, Mariana Ioani și Laurențiu Corbu au fost depistați pozitiv, în acest moment ei sunt la Spitalul Orășenesc Găiești, ceilalți jucători la Chindia, membrii clubului, stafful celor de la Chindia, toți sunt izolați la domiciliu, să sperăm că nu vor mai apărea și alte cazuri în condițiile în care vom mai avea un singur caz și se va ajunge la 3 pozitivi, atunci se va declara focar de coronavirus la Chindia, iar lucrurile pot degenera. Sunt voci care transmit că ar fi trebuit mai multă responsabilitate, inclusiv din partea jucătorilor, cât și din partea clubului, mai ales în această perioadă să gestioneze mai atent sau mai atenți virusul. Trebuie înțeles și jucătorii au jucat, au evoluat, au fost pe tot parcursul acestei veri la datorie. Au avut doar câteva zile libere, au încercat și ei să profite, au mers pe litoral, din păcate de acolo ar fi venit cu acest virus. Este o situație interesantă. O să vă ținem la curent pe Sport Impact și Jurnal de Dâmbovița, întrucât decizia este la DSP Dâmbovița. DSP Dâmbovița va anunța mâine, probabil, dacă se întrunesc elementele ce pot permite Chindiei Târgoviște să evolueze la Iași în condițiile în care, atenție, are 13 jucători minimum, 13 jucători negativi și un portar, singurul portar în acest moment a rămas Dinu Moldovan. Este o premieră
pentru Liga 1 cu acest protocol, să vedem care vor fi reacțiile, să vedem dacă vom avea meci duminică la Iași și debut pentru Chindia Târgoviște în noul sezon. Până la urmă, bine că nu s-a întâmplat în baraj, le dorim multă sănătate lui Mariana Ioane și Laurențiu Corbu și nutrim speranța că nu vor mai apărea cazuri noi la Chindia și acestea vor rămâne izolate. Eu sunt Costin Mihai, vă mulțumesc că a rămas alături de mine și în această seară. Ne revedem luni de la ora 18 și la o nouă ediție a emisiunii Sport Show. A confirmat prezența Cătălin Mișu. Până atunci, să aveți o seară bună și weekend plăcut. Numai de bine, să auzim!